revenim și revenim și revenim, probabil vom tot reveni în seara asta. Legendarul Pelé a murit la vârsta de 82 de ani, cumva era de așteptat. Măcar a reușit să prindă turneul final al echipei sale de suflet, a Braziliei. A fost cu ei până în ultimul moment, chiar de pe patul de spital, da? Le transmitea mesaje de încurajare. Ei, chiar jucătorii, le trimiteau lui mesaje de încurajare, dar uite că asta nu a fost de ajuns. Vedem în imagine acum exact două legende ale fotbalului. Amândouă nu mai sunt în momentul ăsta. Da, și a fost fix prima și rivalitatea originală, ca să spunem. De aici a început așa, din fotbal, aici a început totul și aici au fost prima oară discuțiile. Care a fost cel mai mare, Pele sau Maradona, așa cum am avut de peste 10 ani de zile acum aceeași discuție despre Messi și despre Cristiano. În ce privește Ronaldo, reușitele aici, avem un singur rege. Nu poate fi vorba decât cel din imagine, da? În ce privește reușitele. Nimeni nu a mai reușit în istoria fotbalului din lumea asta, ce a reușit Pele. Este omul recordmenul recordurilor, ca să zic așa. Nici nu știu dacă este vreunul care să aibă mai multe recorduri în fotbal decât are Pele, da? Cel mai tânăr câștigător de cupă mondială, 3 titluri mondiale, cel mai tânăr debut la cupa mondială, cel mai tânăr marcator la o cupă mondială. Este absolut un fenomen din punctul ăsta de vedere. Nu avem decât să comparăm tehnicile lui. Fiecare după gusturile lui să judece că e mai bun Ronaldo, că e mai bun Maradona sau actualii Messi, Ronaldo și așa mai departe. Dar în ce privește reușitele, este de departe incontestabil regele fotbalului. De altfel, astea sunt titlurile din toată presa mondială în acest moment. Da? Toată lumea spune regele El Rio, regele și așa mai departe. Da. Astea sunt cuvintele cu care este numit Pele. Regele Pele s-a stins. Din păcate este vestea tristă a serii. S-a stins la un spital din São Paulo, acolo unde era internat. Și era internat pentru că nu mai răspundea la tratamentul pentru cancerul de colon de care suferea de ceva timp în ultima perioadă și în ultimele zile. Fusese trecut pe îngrijire paliativă, s-a stins, alături de familie care a fost alături până în ultimele clipe. Trecem acum la o tură de știri rapide.